drepturile oamenilor, să se exprime. Nu trebuie interzise drepturile de exprimare ale oamenilor. Trebuie să ne manifestăm. Nu trebuie interzisă presa. Nici TV, nici audio, nici... Deci vrem în continuare redeschiderea emisia postului OTV. Primar, în special pentru tineri, dacă cu mult timp în urmă se vedea lumința de la capătul tunelului, acum ne-au luat și tunelul. Efectiv, am venit să protestăm pentru libera exprimare. Nu este posibil așa ceva să se închidă o asemenea televiziune care spune lucrurilor pe nume. De asemenea, considerăm că, având în vedere că toată populația la nivel național urmărea acest post de televiziune, cerem expres să se deschidă acest post de televiziune. Ce ne au pentru noi este PCR-ul 2. Cam așa ar veni vorba, să ne întoarcem în trecut, înapoi pe era, în timpul lui Ceaușescu. Nu se poate așa ceva să închidă o asemenea televiziune. Jos cenzura! Jos cenzura! Civile, practic nu e un miting al PPDD-ului. Există o asociație care se numește Voința Poporului, care s-a înființat ca să reprezinte interesele poporului român și care a înțeles că este cazul să facă un miting pentru libertatea presei, pentru eliminarea cenzurii și pentru OTV. Era evident că PPDD-ul nu putea să rămână în afara acestei mișcări. Foarte mulți din oamenii prezenți aici sunt din Asociația Voința Poporului, alții sunt membri ai PPDD-ului, care, constatând că scopul acestei manifestări are în vedere arătarea întregii opinii publice a faptului că CNA-ul lucrează cu două măsuri, că practic evenimentul are prevăzut un moment în care o delegație acestei asociații va depune o scrisoare la CNA, au ținut să fie aici și să-și arate susținerea față de TV și față de Dan Diaconescu. În mod concret, lucrurile arată la modul următor. CNA-ul interzice oricare succes de cablu să difuzeze programe realizate de OTV Italia, iar către OTV Italia emite adrese în care le spune că, având în vedere că sunteți o societate autorizată într-un stat comunitar, redistribuția pe teritoriul României este permisă pentru că sunteți un program comunitar. Și atunci o să cerem CNA-ul în mod public să se pronunțe, să ne spună când spune adevărul. Când amendează societatea din județul Călăraș pentru care a transmis OTV-ul sau DDTV-ul, sau în momentul când spune parlamentarilor europeni și respectiv OTV Italia că poate fi preluată de societățile din România. Ăsta este scopul. O să aștept un răspuns din partea CNA-ului. Este doar o primă mișcare, din câte am înțeles de la inițiatori.
Înțeleg că vor să permanentizeze acest tip de acțiune. Acum este frig, e posibil să vină iarna, dar cu siguranță zilele și săptămânile următoare vor aduce în prim plan mai multe manifestări pentru libertatea presei, pentru OTV. Dorim deschideți OTV-ul. Doamna, bravo, să mai aibă România una ca dumneavoastră, ca și cei care se mai ne-am pus și noi mof ce am putut, dar aici în suflet, în mof mare, o iubire mare. Știm, și noi să mai trăim. Știm, mai știm. Noi mai vrem și șacal. Special pentru copii. Avem copii, avem mijloare, dar trebuie muncă, trebuie. Nu mai avem nevoie. De-aia și ieșit aici. Două sticle. Și acum încă și o parte asta, gata. Mulțumesc. Sunt manifestare liberă pentru vedețirea OTV. În primul rând, suntem pro mișcării în vederea exprimării libere a presei și OTV-ul este una dintre cele care transmite un mesaj clar în casa fiecărui cetățean. E o manifestare în care trebuie să ne exprimăm posibilitatea de a avea o șansă la democrație. Și ce veți face în acest sens, dumneavoastră personal și toți oamenii care e o manifestare pașnică prin care observați pe fiecare pancardă cerințele care le manifestă. Numele dumneavoastră? Calea numărul deputat de Iarăși. De ce ați decis să vă alăturați acest lucru? În primul rând este un demers al celor mulți și amărâți, a pensionarilor, a tinerilor care nu au un loc de muncă, a persoanelor cu dizabilități, a oamenilor simpli. Este un demers al celor mulți, al poporului. Este adevărat că nu este o zi foarte prietenoasă, s-a anunțat fric, s-a anunțat că va ninge, dar după cum bine vedeți, cei de aici din București, pentru că este o întâlnire în primul rând a OTV-știlor din București, asta nu înseamnă că nu vom avea întâlniri peste tot în țară. Astăzi s-a împlinit un an de când OTV-ul a fost închis, de când gura poporului a fost închisă. Da, asta discutam. Discutam cu oamenii și spuneau de ce nu mergem și la celelalte televiziuni. B1 ne-a invitat și ne invită de fiecare dată și onorăm cu prezența noastră invitațiile. Dar celelalte televiziuni nu invită PPD-diști, nu invită oameni simpli, oameni care au multe de spus. În România nu se trăiește bine. În România, dacă OTV-ul ar fi existat și ar fi fost deschis, ridicat, e adevărat că se transmite, dar se transmite, știți foarte bine, în teritoriu, cei care într-adevăr au acces la internet pot într-adevăr să-l urmărească pe Dan Diaconescu, care transmite de la Vatican, însă celelalte societăți de cablu nu au avut curajul să transmită emisiunile lui Dan Diaconescu. Nu au curajul să transmită OTV-ul, pentru că acolo se spune adevărul. Acolo vin oamenii simpli din popor și spun problemele. Acolo, la OTV, oamenii vin și spun cum trăiesc. Din ce în ce mai rău. Din ce în ce mai rău se supraviețuiește de la o zi la alta. Sunt oameni care nu au ce să le dea să mănânce copiilor. Gândiți-vă cu alocație de 7 euro. Nu ai cum să trimiți un copil la școală să-l îmbraci și nu ai cum să le cumperi manuale. Ori noi, cei de la PPDD, datorită celor de la OTV, pentru că discutăm despre OTV-ști, noi am propus un proiect de lege prin care am cerut majorarea alocației pentru copii. Cei care au peste 70-80% în momentul ăsta în Parlamentul României n-au vrut să aprobe în Senat proiectul nostru de lege. Dacă am fi avut OTV ridicat pe cablu, dacă ar fi existat OTV-ul așa cum exista acum un an, vă spun că se discuta despre legea noastră, am fi mers și am fi spus și întreg poporul ar fi știut că noi, cei de la PPDD, am mers cu cele 100 de puncte ale noastre în Parlament și le-am transformat o parte din ele în legi. Păcat că cei care ne guvernează în momentul ăsta, în loc să fie condamnați la succes, vor fi condamnați de către popor. Pentru că nu au curajul să aprobe proiectele noastre. Le este frică de noi. Să le fie frică, pentru că la europarlamentare poporul se va întoarce împotriva lor. Și vor urma și altele dacă nu stați alături de noi. Spuneți-ne de
agitației, cu mult curaj, datorită faptului că ne dorim o libertate cu adevărat a presei în România și nu ne dorim ca nimeni aici în România să nu poată să pună, să poată să pună pumnul în gura presei. Nu este normal ca o televiziune să fie închisă doar datorită faptului că a avut acces toată lumea în această televiziune, că toată lumea s-a putut exprima liber și datorită acestui lucru să fie închisă. Noi ne dorim ca toate televiziunile să fie deschise pentru toată lumea și să existe o exprimare liberă din punct de vedere mediatic în România. Și informare. E bine cum arată. Doamne, ajută să reușim. Mulțumim. Vom fi alături de nevastă și neastră de mână. Să vă ajute în tot ce gândiți, să trăim și noi bine, să fim fericiți, să aveți. Poviștea, veniți aici, facem o conte cu doamna președintă. Ce faceți? Târgoviște aici, repede, lângă doamna președintă. Haideți aici.
închide. OTV-ul a fost pândit, a fost pândit și la cele câteva amenzi neplătite care erau în litigiu judecătoresc, au închis OTV-ul. Celelalte televiziuni au rămas care aveau datorii mai mari. Și apoi... nimic cum încearcă să denigreze toți acești răuvoitori față de poporul român această televiziune. De ce mari șefi de partide au venit în emisiunile lui Diaconescu la OTV în ajunul referendumului? De ce Crin Antonescu și cu Traian Băsescu, cei doi competitori în miza referendumului, au venit la OTV? În orice caz, OTV-ul în continuare era singurul care lupta să nu fie vândute pe nimic toate bogățiile care au mai rămas în lada atât de slăbită a averii poporului român. Și OTV-ul a fost singurul care a spus să ridicăm din genunchi uzinele noastre.